Doamnelor și domnilor, bun venit la show-ul Scene de Familie! Hei, hei! Mulțumesc, mulțumesc! Astăzi suntem cu îndrăgostiții. Un tânăr îndrăgostit lulea care tocmai își ceruse iubita în căsătorie, știa că se apropie ziua iubitei și s-a dus la magazinul de jucării. Și a dus el aminte că fetei îi plac păpușile Barbie. Merge ăsta la magazin și vede, vă dați seama, sute, mii de păpuși Barbie și o întreabă pe vânzătoare. Puteți să mă ajutați un pic? Vreau și eu să cumpăr o păpușă. Îmi recomandați ceva? La care asta vânzătoarea zice, da, ia uitați aici, avem Barbie merge la sală, $19, Barbie merge la bal, $19, Barbie merge la cumpărături, $19, Barbie la plajă, $19, Barbie merge în cluburi de noapte, $19, și Barbie divorțată, $265. Ăsta flăcău rămâne mască și zice, auzi? Dar de ce Barbie divorțată e $265? Că eu nu înțeleg. La care vânzătoarea zice, păi este evident, ce ar mai fi de spus? Barbie divorțată este la pachet cu casa lui Ken, cu mașina lui Ken, cu barca lui Ken, cu mobila lui Ken și așa mai departe. O tipă se trezește dimineața, foarte fericită, se cuibărește așa lângă iubit și îi spune, am visat, dragul meu, că mi-ai dat un colier de perle. Oare ce crezi că înseamnă asta? El foarte misterios spune, vei afla în seara asta, baby. Seara, bărbatul își scoate iubita în oraș, la restaurant. O friptură, o șampanie, o chestie, până să vină chelnerul, a scos o cutie frumos ambalată, cu fundiță, cu sclipici, cu... și așa mai departe. Ea foarte emoționată, a desfăcut micul pachet și înăuntru a găsit surpriza. O carte intitulată despre vise și semnificația lor. O seară frumoasă de vară, deși ploua ușor, cei doi îndrăgostiți nu se puteau dezlipi unul de celălalt. Și-au lipit corpurile cu hainele ude drăgăstos și el zice, iubita mea, te-a mai plimbat cineva prin ploaie, așa cum te plimb eu acum? Ea răspunde suav, nu, pentru că ceilalți aveau mașină, deșteptule. Un flăcău sună la urgențe. Alo, alo, urgențele? Da, suntem urgențele, ce problemă aveți? Păi două fete se bat acum în stradă pentru mine. Păi și care ar fi urgența? Întreabă operatorul. Păi este o problemă destul de gravă, adică aia mai urâtă o bate măr, pe aia mai frumoasă. Roger era așa o fire foarte sportivă și își petrecea serile, nopțile la bowling, la volei, la squash. Într-un weekend, logonica lui decide că trebuie să se relaxeze puțin și Roger ăsta, să ia o pauză de la sport și s-a gândit să-l ducă la un club de striptease. Zis și făcut, portarul clubului îi vede și îi spune, hei, Roger, ce mai faci? Logonica surprinsă își întreabă iubitul. Mă, tu ai mai fost pe aici? Nu, zice el, nu. Este doar unul dintre băieții de la bowling. Se așează cei doi la masă liniștiți, iar chelnerița se apropie. Îl vede pe Roger și spune, mă bucur să te văd, de Roger. Un gin tonic ca de obicei? Logonica lui face ochii mari. Cred că vii des pe aici, nu-i așa? Nu, spune Roger. Nu, e o fată de la volei. Apoi o striptoză se apropie de masă și aruncă brațele în jurul lui Roger și spune, Roger, un dans în poală, ca de obicei? Logonica furioasă își adună lucrurile și iese repede din bar. Roger o urmărește și vede că se urcă fata într-un taxi. Așa că se urcă și el. Sare, practic, pe scaunul pasagerului. Iubita de pe scaunul din spate ar fi vrut să spună ceva, era plină de furie. În acel moment, taximetristul se apleacă așa ușor spre Roger și îi spune, se pare că ai agățat o pițipoancă nouă în seara asta. Bravo, Roger! Bravo! Ei, cam asta a fost cu îndrăgostiții, ce să vă mai spun. Vă doresc zile frumoase și pline de iubire. Bye, bye!